solicităm audierea doamnei Natalia Gavriliță, prim-ministru Republicii Moldova, privind datoria acumulată de către Moldova Gaz pentru luna octombrie și jumătate din luna noiembrie. Această solicitare derivă din următoarele circunstanțe. În primul rând, noi avem pe ordine de zi proiectul de rectificare a bugetului pe 2021, unde vedem că acești bani sunt alocați oricărei societăți pe acțiuni Energo.com, Totodată cunoaștem despre demersul depus de către Guvernul Republicii Moldova prin care se solicită revizuirea, urgentarea proiectului de lege pentru a acorda banii Moldova Gaz. Noi vrem să înțelegem când vor mai veni încă o dată să mai solicite, de ce nu se dau banii la Moldova Gaz, se dau la Energo.com, pe ce perioadă se dau și în genere pot să vină orice care agent economic să adreseze cu o asemenea întrebări. Adică care este temeiul legislativ argumentat pentru care se solicită o asemenea intervenții. În felul ăsta rugăm să susțineți propunerea noastră ca să audiem prim-ministru pentru a obține răspunsuri la toate întrebările ce țin de subiectul dat.